Subconștientul nostru este cea mai puternică și misterioasă parte a ființei noastre. În acest video vreau să vă vorbesc despre abilitatea uimitoare pe care o are subconștientul, și anume capacitatea sa de a interacționa cu rețeaua energetică a întregii realități. Subconștientul nostru este conectat la întreaga noastră realitate, iar acest lucru ne permite să lucrăm cu subconștientul nostru în moduri foarte creative și inovatoare, pentru a genera tot ceea ce ne dorim în viață. Permiteți-mi să vă dau un exemplu despre cum o persoană își folosește puterile subconștientului. În anii 90, la începutul anilor 90, actorul Jim Carrey, șomer pe atunci, s-a folosit de puterea subconștientului său pentru a deveni celebrul star de cinema pe care îl cunoaștem cu toții astăzi. A făcut-o scriindu-și el însuși un cec. A făcut acest gest în mod simbolic. Și-a scos carnetul de cecuri și și-a scris un cec de 10 milioane de dolari. Și l-a semnat scriind pentru serviciile prestate în calitate de actor și l-a pus în portofel. Apoi, în fiecare zi, își scotea cecul și se uita la el. Dar nu numai că se uita la el, ci și imagina că primește acești bani ca urmare a prestației sale și făcea acest lucru iar și iar în mod repetat în fiecare zi. Și nu doar atât, dar își spunea: sunt un actor fabulos, toată lumea vrea să lucreze cu mine, am numeroase oferte de film. Însă acest lucru nu era adevărat, avea foarte puține oferte la acea vreme. Dar pentru că făcea acest lucru tot timpul, și-a imprimat această stare direct în subconștientul său. Apoi, lucrurile s-au schimbat, au început să-i se deschidă noi oportunități și, 5 ani mai târziu, a primit un cec de 10 milioane de dolari pentru rolul principal din filmul Tântălăul și Gogomanul. Fără îndoială, talentul său actoricesc, geniul său comic, spiritul său profesional, determinarea sa de a reuși, toate acestea au fost fundamentale pentru succesul său. Dar ceea ce este incontestabil este că, programându-și în acest mod subconștientul, a început să atragă în viața sa noi agenți de film, producători, scenariști și noi oportunități care l-au ajutat să devină actorul emblematic pe care îl știm astăzi. Și exact asta veți face atunci când vă veți folosi de puterile subconștientului. Veți atrage oportunitățile de care aveți nevoie pentru a avea un succes extraordinar. Așadar, cum funcționează acest lucru? Cum printr-o simplă vizualizare mentală și prin repetarea constantă a acestui proces putem transforma un gând în realitate? Este foarte simplu. Tot ceea ce ne înconjoară este o vibrație energetică. Absolut totul. Clădirile sunt vibrații energetice. Eu sunt o vibrație energetică. Voi sunteți o vibrație energetică. Gândurile noastre sunt vibrații energetice. Poate părea că o clădire este diferită de un copac. Eu sunt diferit de soția mea, iar voi sunteți diferiți de prietenii voștri. Și la un anumit nivel acest lucru este adevărat și evident. Însă la nivel cuantic, la nivelul particulelor subatomice, totul este energie vibrațională. Și absolut totul este interconectat în această rețea vibrațională a întregii realități. Iar pentru a înțelege mai ușor acest lucru, gândiți-vă la algoritmii și la programarea calculatoarelor. De exemplu, căutați pe Google oferte de vacanțe în Grecia. Iar ceea ce veți observa în următoarele 2 săptămâni este că veți primi reclame pentru bilete de avion și oferte de cazare la hotel, deoarece algoritmii știu că sunteți interesat de un sejur în Grecia. Iată un secret. Ideea este că Universul întotdeauna monitorizează și răspunde energiei pe care o emanăm fiecare. Iar ceea ce trebuie să faceți este să învățați să vorbiți limba secretă a Universului. Da, există un limbaj secret al Universului. Și această limbă secretă se numește vibrație. Totul este o energie vibrațională. Totul. Eu am energia vibrațională a lui John Kehoe și aceasta creează realitatea lui John Kehoe. Fiecare dintre voi are o vibrație energetică. Știința o numește semnătură energetică.
Tot ceea ce există în univers are o semnătură energetică și totul are o vibrație energetică. Și câștigarea 10 milioane de dolari pentru un rol într-un film este de asemenea o vibrație energetică. Succesul este o vibrație energetică și toate obiectivele voastre, tot ceea ce doriți să vi se întâmple în viață, are o vibrație energetică specifică. Și astfel, ceea ce trebuie să faceți este să începeți să vă aliniați acestei vibrații energetice. Iată un mic truc. Indiferent de ceea ce doriți să vi se întâmple în viață, ceea ce trebuie să faceți este să vizualizați în mintea voastră că acel lucru mult dorit vi s-a întâmplat deja. Nu că se va întâmpla, nu că sunteți foarte încrezători și determinați, ci că deja s-a întâmplat. Și nu vorbesc despre a trăi o iluzie și a vă agăța de ea toată ziua. Mă refer la un exercițiu în care vă petreceți doar 2 sau 3 minute și în timpul celor 2-3 minute, ceea ce veți face va fi să vă imaginați că ați obținut deja ceea ce vă doriți. Făcând acest exercițiu, nu veți face altceva decât să vă imprimați în subconștient acea vibrație energetică. Și odată ce acea energie devine parte din subconștientul vostru, veți începe să atrageți în viață evenimente, oameni, circumstanțe și oportunități care vă vor conduce în cele din urmă spre ceea ce vă doriți. Nu-i așa că este extraordinar? Să ne putem imprima în subconștientul nostru absolut tot ceea ce ne dorim. Lăsați-vă subconștientul să lucreze pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să-l instruiți foarte clar asupra ceea ce doriți să vi se întâmple. Imaginați-vă că ați obținut deja ceea ce vă doriți și repetați acest proces iar și iar și iar, până când dorința voastră își va croi drumul în subconștientul vostru. Iar apoi, subconștientul va face treaba pentru voi. Imaginați-vă că subconștientul vostru lucrează pentru voi 24 de ore în fiecare zi. Și exact asta va face. Subconștientul nostru este partenerul nostru care ne ajută să avem succes. Și tot ce trebuie să facem este să ne conectăm cu el. Sunt de ajuns 5 minute pe zi pentru a crea conexiunea și pentru a imprima în subconștient ceea ce vă doriți și a le permite lucrurilor minunate să vi se întâmple în viață.